Radu Carp, fost coleg de partid al lui Lucian Bode, care este ministrul de încă, ministrul de interne, a demisionat. El a demisionat pentru că i s-a cerut această demisie. El a demisionat din Comisia de Etică pentru că a validat lucrarea de doctorat plagiată a lui Lucian Bode și s-a făcut rușină și a spus că nu vrea să plece cu rușina mai departe în viață. Ceea ce până la urmă este bine, chiar dacă a demisionat pentru că i s-a cerut. Ar fi fost mai onorabil să demisioneze înainte să i se ceră.